Bă, cred că cu toții putem zice că DOS este prea bun pentru un joc de pe Roblox. Iar din ce am înțeles, a fost confirmat DOS 2, care apare pe 14 aprilie, dacă nu mă înșel. Dar nu despre asta vreau să vorbesc acum, ci aș vrea să dezbrac puțin treaba asta cu entitățile. Și bineînțeles, înainte de a începe, nu uitați, like, share, subscribe. Cât mai multe comentarii, serverul de Discord în descriere, așa că hai să-i dăm drumul. După cum știm, în DOS există tot felul de entități, care mai de care mai enervantă sau mai puternică. De unele din ele putem scăpa cu ajutorul sigilului, însă pe Sig și pe siluetă, sigilul doar îi ține pentru un scurt timp pe loc, ceea ce înseamnă că ei sunt diferiți, în special silueta, care nu este o entitate, ci un mutant. Momentan nu știm cum și de cine a fost creat, însă el e foarte diferit de ceilalți. De asemenea, în DOS există un keycard mov absolut inutil, însă un alt minigame de pe Roblox conține același keycard, ceea ce poate arăta o legătură între cele două, la fel cum a fost cu DOS și ROMS. Pur și simplu, hotelul conține căi de acces către alte dimensiuni. Totuși, entitățile oare au venit din acele dimensiuni sau energiile negative din trecut le-au atras aici? Ei bine, eu aș intui că monștrii, cum ar fi Ambush, Ice sau chiar Rush, vin din dimensiunea ROMS, deoarece acea dimensiune nu pare să aibă neapărat o logică anume, iar entitățile din ea par destul de similare cu cele prezentate mai devreme, fiindcă acele entități din DOS și cele din ROMS sunt formate dintr-un cap gigantic, scary și cam atât. Similaritatea lor este imensă, ceea ce indică că ele vin din același loc, iar entități cum ar fi Screech, Sick, Jeff sau Jack par și ele destul de similare unul față de altul. Ei fi niște demoni întunecați, însă nu-mi pot da seama de unde vin, însă analizând aspectul acestora e destul de clar că vin din același loc. El Goblino. Ei bine, în folclorul european, goblinul este o creatură rea și grotească, sau un fel de fantomă rea, fiind o ființă ciudată ce are două vieți, una la nivel fizic și una la nivel spiritual, fiind astfel superioară oamenilor și putând să citească gândurile acestora. Îi se atribuie diferite variante, abilități, temperamente și înfățișări în funcție de originea povestirii. De obicei sunt înfățișați ca fiind mici, de câțiva inghi înălțime, uneori de mărimea unui pitic. Uneori sunt prezentați ca posedând diferite abilități magice, nu sunt portretizați ca fiind de partea diavolului, de cel mai multe ori alegându-și singur partea în funcție de propriile interese, aliindu-se drept colaborator cu drepturi egale, niciodată slugă. Lucrul ăsta din folclor ar explica multe despre El Goblino, în special unde el știe la ce ne gândim, de asemenea și el poate fi crucificat și să dispară. Chestia e că există tot felul de entități în DOS, însă e una specială, una cu puteri speciale, de care e imposibil să te aperi atunci când apare ceva de pe altă lume, însă pare să fie o lume cu totul diferită, pentru că și el e cu totul diferit. Mai exact este vorba de Glitch, o entitate ce îți poate apărea atunci când te joci cu alți oameni, iar tu rămâi în urmă. Mai exact, odată ce ai rămas în urmă, Glitch este pe urmele tale, iar atunci când te va prinde, îți va da un jumpscare ciudat. Mai exact, vei vedea numai glitch-uri în fața ta și nu vei mai avea ce face, urmând să scrie You Dead. Însă aici e partea și mai ciudată. Guiding Light-ul sau Lumina Călăuzitoare știa totul despre fiecare entitate. Ea știa ce te-a omorât și cum să te aperi de aceștia. Însă în cazul lui Glitch ne va spune că nu știe ce ne-a omorât. Chestia asta pare să sfideze oarecum legile jocului. Și mai există de asemenea posibilitatea ca jocul să nu încarce destul de repede următoarea cameră, iar dacă se întâmplă asta, Glitch ne va da jumpscare. Însă dacă nu jocul încarcă rapid următoarea cameră, ci Glitch manipulează chestia asta, el pare să fie un glitch în joc. Însă cum, dacă DOS e lumea reală? Ei bine, vine în cap o nebunie, ceva similar ca în Help Wanted cu Glitch, dar mai exact că DOS ar fi un joc video și că Glitch a fost introdus de cineva din lumea reală în jocul DOS pentru a fi schimbat sau ceva de genul. Adică să fim sinceri, el pare să dețină controlul și să facă ce vrea cu noi.
Asta ar explica de ce Guiding Light-ul nu știe ce e cu el sau cum să te apere. De fapt, tu nici nu ai cum să te apere. Adică când te atacă e ceva super brusc, adică cu toate că apare rar, e nevoie de noroc la faza asta. Iar în final putem concluziona despre Glitch că este o entitate ciudată introdusă în jocul 2 din lumea reală și că poate schimba tot. Voi ce credeți totuși despre Glitch? Aștept răspunsurile voastre în comentarii, iar dacă v-a plăcut episodul, nu uitați like, share, subscribe. Eu am fost Slimer, ne mai auzim.